A sosit timpul să facem dreptate. Din puterile Carpate și neobosita vrere, luptă pentru libertate. Azi pământul tău o cere, luptă pentru libertate. Ianuarie 1988, un grup de tineri curajoși se adună la bustul poetului Mihai Eminescu de pe Aleea Clasicilor din Chișinău. Era o zi cu multă zăpadă, frig, au venit mulți tineri, au cântat, au recitat versuri și când a venit timpul să ne despărțim, aveam așa o senzație că parcă pierdem ceva. Noi muncim de tocmai Neamănescu, Neamănescu Domnul. Și atunci eu am propus să ne mai, că nu prea ne cunoșteam unul cu altul, să ne mai întâlnim și într-o săptămână sau în două săptămâni, să venim duminicile aici la bustul Eminescu, să discutăm, să cântăm, să recităm din operele clasicilor noștri. Ne-am întâlnit peste două săptămâni, drept că am venit foarte puțin, eram 7-8 tineri, după aia am început să ne întâlnim cu regularitate și au venit din ce în ce mai mulți. Până în momentul în care aici pe Aleea Clasicilor nu mai încăpeau oamenii, erau atât de mulți că s-au speriat autoritățile și au pornit, au havuzul, atunci când noi vorbeam, aduceau o orchestră, o fanfară aici să ne cânte, ca noi să nu ne auzim unul pe altul. Și au cerut ca noi să nu ne mai adunăm în public, dar să ne dea undeva o încăpere ca să ne putem face ședințele undeva într-un subsol ca să uite lumea de noi. Fiind tineri și neliniștiți, acești haiduci ai neamului puțin la început nu s-au lăsat intimidați. Au continuat să-și apere limba și credința, sfidând Partidul Comunist. Țin minte primul, în luna februarie 89, când a fost primul mare meeting în Chișinău, de la ședința Cenaclului Alexe Matievici, în jur de 30.000 de oameni au venit în oraș, au făcut un marș până la Academia de Știință și înapoi, au blocat orașul pentru prima dată și atunci autoritățile s-au speriat. Atunci au dat seama că această mișcare nu mai poate fi oprită. Și atunci oamenii au simțit că sunt o forță. Iar această încredere a fost ca un microb ce s-a răspândit rapid în sufletele a 10.000 de români basarabeni care își doreau un singur lucru, readucerea în spațiul dintre prut și nistru a limbii române și alfabetului latin. Important pentru o națiune este să-și cunoască istoria, să-și cunoască rădăcinile, să-și cunoască limba. Și atunci când oamenii știu cine sunt, știu de unde vin, ei încep să înțeleagă și unde trebuie să meargă. Ori la noi atunci lumea era derutată, nu am avut acces la istoria noastră adevărată, era totul denaturat, deznaționalizat, oamenii erau induși în eroare, erau victimele propagandei sovietice. Mă uscam de dor în pieptul plânsul, nu știam că dor mi-era de dinsul. Am adunat sute de mii de semnături, am făcut sute de ședințe în teren, în teritoriu, în sate, ne-am întâlnit cu oamenii prin școli, prin cămine culturale, oriunde am putut, pe câmpuri, unde am putut, ne-am întâlnit cu oamenii, am înregistrat mii de casete audio cu ședințele Cenaclului, le-am repartizat peste tot, am tipărit sute de mii de exemplare de ziare pe care le-am repartizat, oamenii citeau atunci, erau dornici de afla informația, de afla adevărul, nouă nu ne-a fost frică, am reușit și am învins. Marea Victorie a fost scăldată în lacrimi de bucurie pe 31 august 1989, atunci când Parlamentul declară româna drept limbă de stat și redă dreptul strămoșesc de a scrie în grafia latină. Cenaclul Alexei Matăievici a fost acea scânteie care a contribuit la apariția mișcării de eliberare națională, chiar dacă unii au plătit un preț scump. Eram foarte tineri, nu știu dacă nici nu eram conștienți de pericolele care ne pasc, am fost de multe ori arestat,
luat noaptea de poliție, de miliție de atunci, dus închis, dus la judecată. Am avut noroc că nu am fost condamnat atunci, judecătorii deja începeau să înțeleagă că acest regim este pe terminate. Vrem noi sau nu vrem, dar viața are legitățile ei și cât de mare n-ar fi măciuca polițistă, tot una n-o să ne oprească. Poporul s-a trezit, trenul a plecat și nu mai pot să fac. Eminescu este alături de noi. Copiii aceștia, în loc să fie înțeleși de autorități, au fost ciomăgiți cu bastoane de cauciuc. Arestați, maltratați, băgați în închisori. Și noi nici astăzi încă nu știm de mulți unde sunt, ce fac ei, dar în fond pentru ce au luptat ei. Mititei, aș spune eu, au luptat pentru cauza neamului lor și n-au făcut prin asta nimic rău nimănui. În 1988, la o emisiune televizată, pentru prima dată am vorbit despre ocuparea Basarabiei în 1940 de către Uniunea Sovietică. Au întrerupt și emisiunea atunci, fiindcă nu au înțeles la început ce am spus. Când și-au dat seama, au întrerupt și emisiunea. Deci au fost lucruri. Noi la Cenaclu le-am făcut în premieră pentru prima dată și am inspirat în rândul cetățenilor curajul și am inspirat încrederea. Dragostea de țară și de neam, mărturisește Anatol Șalaru, i-a fost insuflată încă din copilărie. Sunt născut pe malul Prutului și priveam televiziunea română atunci, citeam subtitrii la filmele traduse și aveam cărți de la bunica încă de când a învățat tata școala română și după întâi am învățat să citesc cu grafie latină și după aceasta am învățat să citesc cu grafie chirilică la școală când am mers. Pentru mine era mai simplu. Noi, în Văraticul meu, înconjurat de stânci, nu prindeam televiziunea moldovenească și moscovită de atunci, numai televiziunea română. Anatol Șalaru spune că nu renunță la visul de secole al neamului nostru. Și acum duc această cruce pe care mi-am asumat-o. Orice popor are un vis, să trăiască toți în aceeași casă, în aceeași familie, în aceeași țară, să nu fie dispărțiți frate de soră de frontiere. Noi trebuie să aspirăm să trăim într-o țară mare, puternică și bogată, cum este România și cum este Uniunea Europeană. A sosit timpul să facem dreptate. Din puterile Carpate și neobosita vrere luptă pentru libertate. Azi pământul tău o cere, luptă pentru libertate.